Băi, știam că sunt o grămadă de oameni proști în România, dar perioada asta, pur și simplu, m-a șocat. Chiar m-a șocat. Și mai ales weekendul care a trecut, care a fost aproape vară. Bă, au umplut românii parcurile, pădurea Băneasa, bisericile, piețele. Bă, a fost full. Și asta stăteam să mă gândesc, poate nu este neapărat prostie, cât o lipsă totală de înțelegere a fenomenului și de înțelegere, pentru că am văzut o grămadă de glumițe pe seama asta. Și aici mă reîntorc la ce am zis video trecut, pentru că aparent nu l-a urmărit nimeni din influencerii care sunt la mine în listă, pentru că ei continuă să facă glume de tot căcatul. Și dacă încă faci glume acum, înseamnă că pur și simplu ești în aceeași oală cu toți care sunt în trending. Nu dau nume, dar nu prea te duce cap. O să încerc să vă explic acum un pic de ce trebuie să stăm acasă. Care e șmecheria? De ce ar trebui să stăm acasă? Că am văzut o chestie care umbla zilele astea și de ce stăm, domne, în casă? Că ce facem? O să moară virusul de singurătate? Ce o să fac? De ce să stăm noi în casă? Faza nașpa e că dacă ești prost în oricare altă perioadă a omenirii, șanse bune sunt să fii prost doar pentru tine. Că sunt foarte mulți care se aruncă și fac lucruri care nu ar trebui făcute, dar își pun în pericol în principal siguranța lor. Faza nașpa e că acum pui în primejdie nu numai siguranța ta, cât și siguranța altora. Totul se reduce simplu la a da cât mai multe șanse de supraviețuire oamenilor care se îmbolnăvesc. O să vă las mai jos în descriere un video pe care eu l-am văzut, în care explică foarte, foarte frumos efectul ăsta de îmbolnăvire accelerată și de ce nu este neapărat accelerată, ci doar este o creștere exponențială. Și totul se rezumă la capacitatea sistemului medical dintr-o anumită țară, capacitatea efectivă. De câți bolnavi poate avea sistemul medical grijă într-un singur moment? De ce să stăm acasă? De ce să stăm departe de ceilalți? De ce să nu punem mâna pe chestii pe afară și dacă punem mâna să le spălăm imediat? Cu toate că, să zicem că ne vom îmbolnăvi tot același număr de oameni, dar pe o perioadă mai mare de timp, oferim sistemului medical, mai ales sistemului medical din România, care este la pământ și toată lumea știe treaba asta. De exemplu, am văzut niște filmări din cel mai tare spital din Italia, unde este full de oameni bolnavi, aveau 100 de anesteziști. Eu nu știu dacă avem 100 de doctori și asistente în total într-un spital. În București vorbesc, care este cât de cât un oraș mare, cu multe spitale, cu mulți doctori, față de celelalte orașe ale României. Și tot nu avem suficiente. Dar dacă luăm aceeași bucată de oameni care se îmbolnăvesc în decurs de 2 luni și îi facem pe toți bolnavi în astea în 2 zile, foarte, foarte mulți dintre ei vor muri. Pentru că, cu toate că, să zicem că iei virusul cât ești tânăr, ca mine așa, dar faci o pneumonie destul de gravă. Corpul poate să lupte cu virusul ajutat, bineînțeles. Dar dacă tu vei fi lăsat acasă sau vei fi lăsat pe holurile spitalelor să aștepți paturi pentru că nu există paturi, să aștepți medicamente pentru că nu există medicamente, sau să presupunem că te îmbolnăvești, nu este coronavirus, dar te duci în spital pentru că simptomele sunt similare și te testează, te ține acolo o zi, două, șansele foarte mari sunt, dacă spitalul este plin de oameni bolnavi de așa ceva, tu să te întorci acasă cu virusul. Să-ți zică la momentul ăla, ok, nu-i nimic, du-te acasă, e o răceală, ia medicamentele astea și fă asta, și apoi să iei virusul, pentru că în primele 4 zile, șansele să simți ceva, să ai vreun simptom de la acest virus, sunt spre zero. Și atunci, trebuie să oferim oamenilor din jurul nostru, sistemul din jurul nostru, o șansă să lupte cu treaba asta. Pentru că vaccinul este departe, medicamente pentru așa ceva sunt departe. Cu cât ținem mai tare sub control chestia asta, cu atât sistemul medical nu va intra în colaps și nu vei mai avea unde să te duci. Pentru că nu este numai virusul ăsta problema. Sunt oameni care au probleme ca în orice altă zi din anul ăsta. Sunt oameni care au probleme medicale și trebuie să ajungă la spital. Dacă vor fi spitalele pline, vor muri și din ăia sau le va fi interzisă, să zicem, tratarea pentru că nu vor mai fi locuri, nu vor mai fi medici. Și având în vedere că românul este în felul în care este și el, autoritățile au zis stați în casă, vă recomandăm să stați în casă și el se duce la pădure, atunci mi se pare că după ce s-a întâmplat un weekend trebuiau să schimbe lucrurile de la vă recomandăm să stați în casă, dar dacă vreți voi să mergeți pe afară să vă plimbați, n-avem ce să vă facem. Încă o chestie, de ce au interzis noaptea? De ce nu ziua? Noaptea oricum e liber pe stradă, nu umblă lumea în roiuri pe stradă noaptea. Ziua ar fi trebuit impuse niște măsuri mai stricte. Eu vă asigur că dacă mai aveți vreun bunic sau părinte care a fost cadru militar și a luptat măcar la Revoluție, dacă nu prin vreun război, bunicii voștri, și puneți mâna pe telefon și spuneți, bă tataie, eu nu mai pot, deci nu mai pot, am stat 3 zile în casă, nu mai pot, am mâncat numai pui și cartofi
și m-am uitat la televizor toată ziua și am mâncat semințe. Eu nu mai pot, trebuie să mă duc afară să îmi înding picioarele un pic, pentru că nu mai pot, simt că iau razna. Bă, deci bunicul ăla, militar, care a luptat într-un război, o să vă dea o palmă cu piciorul fix prin telefon. Deci sunt oameni care au avut în istoria asta lucruri mult mai rele de făcut. Dacă ar fi început un al treilea război mondial acum cu SUA și cu Iran și ar fi zis armata, gata, luăm pe toată lumea care e tânără și în putere să meargă la luptă, bă, ați fi stat ascunși sub pat 3 luni de zile. Bă, dar acum nu puteți să stați în casă cu toată mâncarea, sucul, apa, televizor, internet, telefoane. Eu înțeleg că poate ai vrea să te plimbi. Și toți oamenii care sunt urmăriți de alți oameni încă ies să se plimbe cu bicicleta, încă ies să alerge, încă ies să-și întindă un pic picioarele. Dacă nici oamenii ăștia nu dau un exemplu, ce așteptări să am eu de la ăla care merge în pădure? Sau care spune, lasă domne, că ăsta știu că e un virus făcut de Iohannis sau făcut de americani sau masonii neminți sau ceva. Acum vorbesc de oamenii care nu au ce face afară. Sau oamenii care au posibilitatea de a lucra de acasă. Pentru că sunt oameni care trebuie să ducă la muncă încă. Dar dacă noi restul care putem să stăm acasă, stăm în casă non-stop, îi ajutăm și pe aia care sunt nevoiți să iasă afară, să iasă afară mult mai în siguranță decât noi. Sau chiar și în cazul în care oamenii aia se îmbolnăvesc, le oferim un sistem medical mai aerisit în care să se trateze, în care să aibă o șansă reală de supraviețuire. Să luăm un scenariu, să presupunem că ai între 20 și 25 de ani și iei virusul de pe afară, de undeva, nici nu contează. Pui mâna pe ușa de la lift, pui mâna pe o pungă de chipsuri din magazin, stai prea aproape de alți oameni. Irelevant să zicem că iei virusul de undeva. Gândește-te că tu în alea 4 zile în care nu vei simți absolut nimic, mai îmbolnăvești, să zicem, 10 oameni într-un scenariu care nu e foarte exagerat. Deși dacă te duci la cumpărături în marile magazine, dacă stai la cozi, dacă te îngrămădești la cozi, la poștă sau la carne sau la orice, șansele sunt să îmbolnăvești mai mulți. Dar să zicem că îmbolnăvești 10. Din ăia 10, pe lângă faptul că ăia vor mai îmbolnăvi la rândul lor câte 10 fiecare minim, gândește-te că din ăia 10 oameni, 2 dintre ei vor muri. Pentru că au alte condiții preexistente, sunt bolnavi dinainte, cu orice, inimă, plămâni, 2 din ăia mor. Ăia 2 vor muri. Cu siguranță, pentru că tu ai avut poftă de un corn cu ciocolată sau poate ai avut chef să-ți întinzi un pic picioarele sau să faci o alergare mică. Din persoanele alea poate să fie chiar părinții tăi sau bunicii tăi, în funcție de vârsta pe care o au, în funcție de bolile pe care le au deja, în funcție de oamenii cu care stai în casă și atunci poți trăi cu chestia asta că ai fi putut renunța la ceva super mega minor pentru a-i permite bunicului tău să mai trăiască câțiva ani. Ca să nu mai povestesc despre oamenii care s-au întors de prin toate țările. Și nu e atât de rău că s-au întors, ci este rău că au mințit de unde s-au întors. Au fost oameni care au avut neapărat nevoie să ajungă în România astăzi, mâine să ajungă în România. Știau că dacă vin din zone din Italia, zone din Spania, zone afectate, vor trebui să stea în carantină 14 zile. Și eu zic, nu stau în carantină, mă, tati, 14 zile. Spun că am venit de la... Nu contează, München, de la Bruxelles, nu contează, dar n-am venit din Italia, nu, eu n-am călcat în Italia niciodată. S-au luat avioane spre alte destinații ca apoi să se întoarcă din Londra în București ca să nu pară că s-au întors din Italia. Ăia sunt mai criminali decât ăștia care ies din casă fără niciun motiv aparent. Înțeleg, vrei să te întorci și vă dau un exemplu cât se poate de apropiat de mine. Un prieten a fost într-o delegație cu munca la Londra o săptămână. Exact în momentul în care în Italia începea să fie nasoală treaba. Și el are un copil proaspăt născut în momentul în care s-a întors acasă și a trimis nevasta și copilul la părinți, iar el stă de aproape 2 săptămâni blocat, în auto-izolare în casă. Tocmai ca să nu-și pună în pericol nu numai copilul, dar și toți cei care vor mai intra în contact cu ei de acum încolo. Părinți, bunici, unchi, mătuși, frați, surori. Așa că dacă un om care are copil de câteva săptămâni poate să nu-și vadă copilul 2 săptămâni, poți și tu să renunți la mofturile pe care le faci pe afară. Dacă toți am ieșit pe străzi, asta este problema acum. Să ținem virusul sub control, să ținem sistemul medical sub limita lui, sub limita la care putem trata oamenii în continuare, ca să așteptăm un vaccin, să așteptăm un tratament. Pentru că, deși o soluție ar fi imunizarea globală, adică pur și simplu să lași oamenii să se îmbolnăvească și se vindece de la sine, astfel încât sistemul nostru imunitar să fie pregătit data viitoare când va fi infectat cu acest virus și să nu mai fie o problemă, problema este că sunt cazuri foarte multe, foarte grave și vor muri foarte mulți oameni. În felul ăsta, stând acasă, dăm șansa oamenilor care se îmbolnăvesc
să nu moară. Așa că dacă ai vreo mamă, vreun tată, bunic, bunici, unchi, mătuși, frați, orice, care nu înțeleg de ce ar trebui să stea în casă, pe bune nu înțeleg de ce ar trebui să stea în casă, explică-le. Dă-le un telefon și explică-le de ce trebuie să stea în casă. Simplu, că poate oamenii nu sunt neapărat proști, ci pur și simplu nu înțeleg, li se pare inutil să stea în casă. Păi da, mă, și cu ce ajut eu? O să moară virusul de frig? Nu, asta e ideea. Este al doilea video pe care îl fac într-o notă negativă așa, dar gândiți-vă că este foarte bine în casă. Este foarte bine. Dacă aveți mâncare, apă, televizor, laptop, cablu, Netflix, etc. Este foarte bine. Așa că dacă poți să stai în casă, dacă jobul, viața îți permite să stai în casă, financiar vorbind, stai în casă. Pentru influencerii care se filmează ieșind pe afară, dacă nu vă duce capul și nu înțelegeți de ce ar trebui să stați în casă, măcar nu vă mai filmați că ieșiți afară. Măcar nu mai povestiți oamenilor, da mă, dar eu am ieșit să-mi iau și un pic de aer, să fac și niște sport. În casă ce are dacă faci sport? S-au terminat flotările, s-au terminat genoflexiunile, s-au terminat apa pe care poți să o ridici să faci niște biceps? Bă, n-o să mori, bă, n-o să mori fără a alerga două luni. Clar, deci nu sunt convins că n-o să mori. Pun pariu cu tine că n-o să mori. Și chiar dacă țin sună voia neapărat să ieși afară și atât te duce capul, mă, măcar nu te mai filma. Noi suntem deja în casă, excluzând dățile în care trebuie să ieșim cu Benny și o facem doar la scara blocului și intrăm cu el în casă și îl alergăm în casă și o să vă arătăm într-un video cum obosim noi cățelul în casă. N-am ieșit din casă, cred că de 2-3 săptămâni, 2 săptămâni, ceva gen, 2-3 săptămâni și nu simt nevoia. Nu simt nevoia, pentru că înțeleg riscurile la care m-aș expune, riscurile la care mi expun părinții care trebuie să ducă la muncă, riscurile la care mi expun bunicele și atunci stau în casă. Cam atât pentru astăzi, ne revedem data viitoare și până data viitoare stați în casă. Pa!